Percheziții în dosarul insulinei. Procurorii și ofițerii anticorupție au descins în biroul șefului de la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și la agentul economic care a câștigat licitația privind cumpărarea insulinei. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinski. Amintim că în data de 4 iulie, CNA a pornit un dosar penal pentru a investiga modul în care s-a desfășurat licitația pentru procurarea insulinei. Asta după ce în spațiul public a apărut informația precum că licitația de la sfârșitul anului trecut ar fi fost desfășurată cu încălcări, iar biosimilarul cumpărat de autorități ar fi de calitate dubioasă. Totodată, secretarul de stat Boris Gâlcă ar fi declarat pentru Agora.md că din cauza licitației trucate, pacienții bolnavi de diabet zaharat primesc un preparat care agravează starea acestora. Potrivit sursei, firma ucraineană care produce preparatul a fost contractată de autoritățile de la Chișinău ca să livreze medicamentele pentru mai mult de 100.000 de bolnavi de diabet. La rândul lor, medicii de familie din Republica au fost obligați să distribuie acest preparat, care a avut însă consecințe negative asupra sănătății pacienților. Cu detalii despre rezultatele perchezițiilor revenim în ediția următoare.